Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața, stilul nostru caracteristic. Începem cea mai tare emisiune din FM românesc, și anume Deșteptarea. Un nou medicament pentru slăbit lansat în Statele Unite pare să schimbe gustul mâncărurilor favorite, astfel că nu le mai suporți. În sensul că nu le mai suporți deloc. De aia sunt foarte isteți. Da, știți că suntem întotdeauna atenți la ultimele evoluții ale științei, mai ales în acest domeniu. Stai-mă puțin, asta n-a fost COVID-ul? Da, că a fost aceeași chestie. Acolo nu mai avea niciun gust. Acum gustul este pe dos, înțelegi? Adică te deranjează, practic. Da, în principiu medicamentul ăsta e un medicament legal. Se vinde, nu dăm numele ca să nu dăm idei. Deci el crește senzația de sațietate. Adică simți că ești plin și încetinește digestia. Practic nici nu ai mai mult timp liber, cum ar veni. După care atenuează și descărcările de dopamină când mănânci ceva ce îți place. Deci lucrează pe trei planuri rău de tot, lovește tare, dar nu e suficient. În deja foarte multe cazuri, cei care au medicamentul respectiv spun că s-a schimbat complet gustul mâncărurilor favorite, în sensul că astea sunt acum amare, acre sau cu totul altfel decât trebuie să fie. Cineva spune că burgerii lui favoriți, de care nu se putea abține, știi cum faci tu când îți comanzi alea care sunt la ofertă în fiecare săptămână de 3 ori, nu? Da. Da. Au gust de metal. Și nu mai poți să-i mănânci. De heavy metal. Ăștia zici că-s rău intenționați, mă, în loc să accelereze digestia, să ne asta ajute să mâncăm mai mult, adică așa cum i-a dus capul să facă răutatea asta. Deci nu pot face mai ceva benefic. Altcineva e indignat că după ce ia medicamentul, gogoșile, cu zahăr, dulci, știi, cu genul și nu mai sunt dulci și amare. Și era dulce, acum sărat sau hamar. Și rezultatul, oamenii trec cu entuziasm pe salate și mâncare sănătoasă. Care are castraveții acri cu morșii. Nu știu, frate, dar... Îi face dulce în friptură. Adică nu înțeleg. Curaj. Să ce? Să luați un medicament de ăsta. La care e slăbiciunea lui Luca? La el mănâncă ciocolățelele alea în formă de animal. Sau dar nu asta vreau, nu, geleuri. De urs. De ce geleuri? Nu, mă, nu mănânce alea, hipo, nu știu cum. Happy hipo. Da. Da. Cum ar fi? Am mai multe slăbiciuni. Să aibă gust de varză furajeră. Când mănânci, ai avea curaj? Dar nu asta, nu. De ce să faci asta? Nu, cu asta nu sunt de acord. Păi ca să nu mai ai tentație. Dar ce, suntem animale? Păi nu mă abțin dacă vreau. Dacă vrei. Da, dar adică, nu vrei. E normal. Mm-hmm. Dar nu asta e soluția. Ți se pare că nu vrei cam de multă vreme? Ba da, oricum trebuie făcut ceva. Eu... Dar nu știu dacă să... Dar am senzația că există un medicament ăsta care face invers. Ce are gust nasol, face gust bun. La unele televiziuni și... Ne-am nenorocit, da. Da, așa. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.